Avem o nouă prezentare a modului de afișare a tensiunii, ce apare tensiunea egal cu 2, 2, 2 sau cât este. Deci partea de minimă și maximă tensiune și set. Tensiunea minimă se reglează maximă. Timpul de asta ar fi releu alb. Deci timpul de întârziere între, în cazul dacă tensiunea e mai mare, mult mai mare decât vreau eu sau mai mică decât pragurile alese de mine, leu se deconectează, decuplează, consumatorul nu mai alimentat și se așteaptă timpul care l-am ales eu. După acest timp se măsoară, iar în caz că e bine conectează consumatorul, dacă e greșit, nu-l mai conectează. Și iar așteaptă cel timp, pe iar măsoară și tot așa. Deci cam asta este versiunea îmbunătățită, să zic așa.